Asemănătoare la prima vedere, proiectele PDL-ului și cel al opoziției sunt fundamental diferite. Dacă varianta pornită de la Cotroceni prevede o simplă dizolvare a actualelor județe în superjudețe, varianta USL păstrează județele, introduce un nou palier al structurilor administrative regionale și mută decizia privind dezvoltarea regională împreună cu fondurile aferente în teritoriu. O astfel de decizie stârnește nemulțumiri în rândul cetățenilor. Ați auzit de proiectul de regionalizare a României? Da. Ce părere aveți în legătură cu acest proiect? Consider că este un lucru bun, dar să nu se facă așa peste noapte. Să rămâi așa cum e, să aibă lumea ce muncipă de rândul, numai să mai încerce cu tot felul de aiurel, că e mai bine să rămâi în continuare cum a fost, că niciunul nu cred că e de acord cu treaba asta, cu regionarea. Am auzit că vrea să împartă în 8 județe mari. Știi, eu treaba cu PDL-ul, dacă e la putere și asta, ei vor să facă ce vor, că are majoritatea în Parlament, peste tot. Dacă desenul viitoarelor structuri administrative păstrează conturul actualelor regiuni de dezvoltare, la fel ca proiectul PDL, scenariul USL nu desființează actualele județe, ci le coagulează în regiuni, ceea ce, spre deosebire de proiectul Portocaliu, impune modificarea Constituției. Singurele structuri administrative care urmează a fi reduse de la 41 la 8 vor fi prefecturile, care însă își vor putea păstra puncte de lucru în județe.